O grevă a piloților unei mari companii din Europa a blocat traficul aerian în Scandinavia. Aproximativ 700 de curse aeriene au fost anulate și peste 70.000 de pasageri au avut de suferit. Piloții care trebuia să zboare spre Danemarca, Norvegia și Suedia au rămas la sol, nemulțumiți de condițiile salariale. Discuțiile mediate cu sindicatele, care reprezintă aproximativ 1500 de piloți, s-au încheiat fără un acord. Există diferențe mari între părțile implicate. În Suedia, piloții au cerut o mărire de salariu cu 13%, în timp ce oferta a fost de doar 2-3%. Mai mult, piloții vor să fie compensați pentru salariile reduse.